Bună, dragi inimioare! Avem în această emisiune, emisiunea cu oameni frumoși, o frumoasă tânără, da, studentă la jurnalism la București, Diana Maria Burducea. Bună seara, bună ziua! Bună, Maria! Bună, Diana! Cum bună. Îți place să-ți spun? Diana! Ești o prezență frumoasă, mulțumesc. Zâmbitoare. Cine ești tu? Păi eu sunt studentă în anul întâi la jurnalism, da, la Universitatea Hyperion din București. Spune pe mață, dacă vrei. Am terminat aici liceul, da, în Galați, și în momentul de față doar sunt studentă și mă ocup de pasiunea pentru jurnalism. Bravo! De unde a intervenit această pasiune? Păi de mic am admirat oamenii care apar pe sticlă și de aici a intervenit și această pasiune și dorința de a lucra. Este important pentru tine atitudinea? Da, atitudinea, aspectul, tot ce ține de înfățișare. Bine, tu, pe tata nu știu, dar pe mamă o știu, ai o mamă frumoasă, mulțumesc. Și probabil și ea ți-a insuflat atitudinea. Da, mulțumesc. Este într-adevăr foarte frumoasă. Da. Ai prieten? Nu. Nu, nu am. Ești într-o perioadă de probă sau? Emisiunea Oameni Frumoși este cu tine și despre tine. Pentru că tu ești un om frumos și o să ne spui cum ai devenit și mai frumoasă, pentru că tu ești, ți-ai modelat foarte bine, da, trupul, făcând sport. M-am operat la stomac. Uitați, o emisiune cu despre adevăr. Gastric Sleeve îi spune. Dar nu să spunem firma unde, doar că în țară, da, sau doar țara, nu, putem. Nu, în Turcia. Bravo. Cât a ajuns astfel de operație? Cu totul cu bilete de avion și cheltuiala de acolo, să spun că în jur de 3.100 de euro. Super. Câte zile ai stat? Poți Am stat povesti, de... Așa? Toată decizia a fost luată foarte repede înainte, să spun așa. Erai grăsunică? Da. Și aveai un disconfort? Da, nu mai simțeam bine în corpul meu și am decis să iau această întorsătură de situație, da, să spun așa, și la îndemnul tatălui meu. Da, tatăl a fost, nu mama? Nu, tata mi-a insuflat această idee, eu m-am căutat. Și ulterior... Uite ce tată cool și modern, bravo! Ulterior, vineri m-am decis și luni am plecat. Tatăl tău este corpulent? Da, părinții mei amândoi sunt. Ei, nu, mama nu este. Mama e o mamă înaltă, frumoasă. Da, cu ei am semănat așa și... Dar nu putem să spunem că mama ta este o prezență wow, adică nu este o... Da, păi este. Da, dar eu te întrebam, cine tatăl era mai, este mai grăsuț în familie de... Nu pot zic, bine făcut. Da. A, și tu erai, da, cum ar veni... Da, eram un pic plinuță. Erai plinuța familiei și, da, tatăl fiind unicul copil... Da, fiind unica fată, da, a decis să m-a întrebat mai întâi și am spus că da. Și luni am plecat și joi m-am întors, am stat puțin. Operația a fost una foarte ușoară, de curs totul foarte bine, medicii au fost ceva extraordinar și personalul medical a fost foarte ok și... Cum te-ai hotărât? Ai sunat? Hai, povestește-ne așa puțin. Am luat legătura cu un consultant medical. Așa. Și am trimis un avans, am luat biletele de avion. Tu sau ei? Nu, nu, eu am luat biletele de avion, eu doar le-am trimis ca să poată să facă transferul la aeroport, ca să știe orele și tot. Mi-au transmis terminalul unde mă va aștepta transferul, mama a fost cu mine, banii ăștia au fost incluși și a fost inclusă și cazarea ei. Și totul a decurs foarte repede. Am ajuns la spital în jur de ora 2 dimineață, mi-au făcut analizele până dimineață, dimineața s-a făcut o endoscopie pe bază de anestezie și la ora 11 am intrat în operație care a durat în jur de 90 de minute. Operație, a tăiat undeva, nu știu. Da, operația a fost laparoscopic, am doar 4 cicatrici. N-ai simțit nimic? Nu, nu am simțit. Ți-a fost frică? M-au luat un pic emoțiile în sala de operație când un asistent mi-a băgat pe branulă azi de anestezia și m-am simțit cum mi-a înghețat tumorul, tot simt. Și am avut timp doar să mi-i mai întorc capul un pic și mi-a făcut medicul bye-bye și asta a fost tot. Mm-hmm. Tot ce mi-amintesc. Și când te-ai trezit? Când m-am trezit aveam o durere inimaginabilă de burtă. Clar. Și... Da, o tare de burtă. Nu? Da. Și ai luat pastile? Nu, mă durea ca și cum... ca și cum m-ar apăsa cineva. Nu era o durere clară. Mm-hmm.
N-am înțeles. Așa, da, a trecut destul de repede. Eram pe perfuzabile și seara m-au pus asistenții să merg ca să nu fac tromboză. Asta este riscul și de tromboză, dacă nu se fac anumite injecții după. Da? Da. Și am slăbit în jur de 35 de kilograme. Nu ți s-a lăsat pielea? Nu, nu, pentru că am băut foarte multă apă. Uh-huh. Și am făcut și mișcare. Da? Da. Și, bun, etapa. Să ne povestești, dacă poți să îmi spui. Bun, după ce ai ieșit din operație, te-a durut burtica, ți-a dat, mai stat puțin în spital? Da, am stat foarte puțin în spital și după am plecat pe picioarele mele total ok. Și te durea? Nu. Ai ajuns acasă? Am ajuns acasă și singurul inconvenient, să spun așa, au fost tăieturile care sunt pe burtă. Și fiind țesut adipos, se închid un pic mai greu și necesită un pic mai multă grijă, dar nu este nimic. Cât timp a durat? Să se închidă în jur de o lună. Uh-huh. Dar cu multă atenție și multă grijă și ferite cu plasturi, se închid foarte ok. Și ai trebuit să mănânci ceva? Povestea etapele. Am ținut un regim, îl țin în continuare și îl voi ține. Nu consum făinoase, alcool sau alte chestii de genul. Mănânc foarte vegetal. Adică nu mănânc foarte des chestii foarte hipocalorice, dar mănânc foarte puțin și des. Mănânc fructe. Acum am voie să mănânc fructe. După un an. Nu, am 5 sau 6 luni de când m-am operat. Acum am voie să mănânc fructe crude sau legume. Înainte nu aveam voie. Când am, la vreo 2 luni, până la 2-3 luni de la operație, nu ai voie să mănânci fructe crude. Și ce, după ce te-ai operat, ce mâncai? Ce ai mâncat? Prima masă, când ai mâncat? Prima săptămână am mâncat doar supă. Nu ți era foame? Nu, nu mai simți nevoie. Nu mai simți, da, luai nevoie anumite medicamente? Da, și vitamine date de acolo. Mm-hmm. Dar a fost totul foarte ok și recomand. Da? Da. Așa, și etapele. Am... Prima săptămână nu mai supă. Prima săptămână nu mi-era foame. Nu mi-era foame, nu mi-era poftă. A doua săptămână am început cu orez, da, foarte puțin, avocado și așa am ținut-o cam o lună de zile. După o lună am început să mănânc somon cu cartofi la air fryer și așa o țin de atunci încolo, cu piept de pui. Nu spunem că îmi face reclamă. La un aparat... Da, air fryer. Păi nu mai spune, okay. N-avem voi. Ok. Da? Ok. Da? Scuze. E reclamă. Scuze. Așa. Vorbeam că e reclamă și reclama nu se spune. Așa. Și asta mănânci. Da, asta mănânci. Nici nu mai poți. Nu, nici nu mai pot, nici nu mai nu vreau. Nu ți-e poftă? Nu. Nu, nici poftă. Dar e anumite medicamente? Da, iau medicamente. Pofta sau nu. Stau nu. Și mă gândesc. Partea de stomac, care a fost eliminat în timpul procedurii, aceea dă senzația de foame și de poftă. Și de asta eu acum nu mai simt nici poftă, nici foame. De asta nici nu mănânc. Mănânc doar ce știu că trebuie să mănânc și ce nu face rău, ca să pot să-mi iau și pastilele. Uh-huh. Și anumite siropuri pe bază de vitamine, ca să aibă corpul ce... ce și de unde îți procuri aceste sirop? La Plafar? De unde? Plafar... Ce sirop? Ce vitamin? Sirop pe bază de vitamine? Sincer, nu știu exact numele, dar o să mă interesez mai bine. Nu știu exact numele, dar am avut și unul dat din Turcia. De la... Foarte. Și ai mai fost să te vezi, să te vadă? Da, mi-am făcut o endoscopie separat. Ulterior? La ulterior. La... Ai fost iar în Turcia? Nu. Nu, mi-am făcut-o în România. Da, la o anumită instituție, da? Da. Mi-am făcut și analizele, totul este foarte ok dacă respecti cu strictețe ceea ce spun oamenii de acolo. Dacă respecti exact ce spun medicii din Istanbul, n-are ce să fie rău. Da? Da, chiar da. E foarte ok. Și eu sunt foarte mulțumită de cum arăt acum. Bravo. Și ai încredere în tine? Da, mi-am recăpătat încrederea în mine. Pot să fac mult mai multe lucruri pentru că nu mai sunt concentrată de aspect. Foarte bine. Asta este un lucru bun. Da. Ai simțit că în viața ta este mult mai multă fericire, așa? Da, bărbații pozitivitate. Se uită mai mult la tine? Da, sincer, da.
Dar nu pot să spun că mă încălzește treaba asta. Care sunt prioritățile tale? Pentru în momentul de față, prioritatea numărul unu este doar cariera. Și doar eu. Asta este prioritatea mea. Ce anume îți dorești? Ce așteptări ai de la tine? De la mine am așteptări să-mi creez o carieră care să-mi satisfacă toate nevoile de viață și după intervin și altele. Abia după. După ce sunt eu împlinită ca și carieră. Abia după o să mă gândesc poate la o familie. Am înțeles. Ți-ar place că tu ești studentă în anul întâi la jurnalism. Ai fost și studentă a Universității Dunărea de Jos Da, un an de la zile. Facultatea de Nave. Da, la Facultatea de Arhitectură Navală nu a fost Arhitectură. pe placul meu. Nu m-am regăsit în ceea ce se învăța acolo. Sunt o fire foarte liberă și nu înțelegeam matematica și fizica. Deci, în ciuda faptului că am dat bacul la chimie, care este tot o știință exactă. Ai tăi n-au fost supărați? Ba da, au fost, dar mi-au respectat decizia. Asta este un lucru minunat, Da. că au fost alături și sunt alături de tine în continuare. Nu ți-au impus niciodată anumite restricții, nu? Am avut când eram mai mică restricții, Ca să dar învățăm, știi, fiind o emisiune Oameni Frumoși, tu ai fost aleasă în această emisiune pentru că ești un om frumos, ești un om care și o femeie fermecătoare, ți-ai învins temerile, ți-ai învins toate da. stările, da? Și ai deverit și ai înflorit, da? Și ești un model pentru tinerile din ziua de astăzi care, dacă au anumite stări de depresie, de Anxietate, probabil. anxietate, da? Pentru toți, în momentul în care tu ești o persoană tânără și simți că ai câteva kilograme în plus, probabil, da, băieții fac glume, nu? Da. Sunt răutăcioși. Da, mi s-a întâmplat după ce au sesizat că mi-a schimbat total aspectul. Am fost căutată după. Dar, da. Bineînțeles, foarte bine tu să-ți menții, pentru că, de fapt, este important și trupul, dar și sufletul. Și nu Da. te-au apreciat pentru ceea ce erai atunci. Da, și mă apreciez acum, dar este de prisos. Da, foarte bine. Foarte bine. Așa și trebuie. Da, și cum am spus mai devreme, în primul și în primul rând, pentru mine contează cariera. În momentul de față, pentru următorii 10 ani, ăsta este planul. Ce-ți dorești? Cam ce, așa, ce ți-ai propus în proiect? Termini facultatea. Termin facultatea și aș vrea o carieră, să-mi pot crea o carieră în televiziune, dar și pe de altă parte o carieră în publicitate. Asta este un lucru bun. Simți că poți face și Da. carieră în publicitate. Da, pentru că sunt tânără și pot. Da? Și, bineînțeles, simți că ai capacitatea de convingere. Da. Pentru că în publicitate, știi foarte bine, trebuie să ai și capacitatea de convingere. Adică vezi produsul, tu vinzi un produs. Clar. Și care ar fi strategia? Asta cred că urmează să o învăț la facultate. Că sigur o să o învăț. Dar sigur o să o aflu și sigur o să o reușesc. Simți că ai renăscut. Da, sincer, chiar da. Văd lumea cu alți ochi acum. Înainte cum, ce sfaturi le-ai dat la adolescente, la liceene, la Care trec prin studenți? problema asta? Da. Să nu bagi în seamă Răutățile. greutățile gratuite, pentru că sunt total Spune. irelevante, doar Și să nu stea alături de oameni. și să nu stea alături Nici de, de fete, nici de băieți. da, în special de băieți, pot să spun aici, să nu se lege de oameni care nu le merită. Exact, și care nu știu să aducă în viața lor Da, care nu frumosă. apreciază, care. Da, niciodată. Chiar dacă sunt mamă de băiat, băieții și sunt sensibili, totdeauna stând și cu fetele, îmi dau seama că fetele spun că băieții sunt într-un fel, băieții spun că fetele sunt. Indiferent când există politece, pentru că asta lipsește multora în ziua de astăzi, nu trebuie să stați în astfel de relații. Păi nu. Tocmai. Profesorii tăi preferați, ai luat legătura cu profesorii de la liceu unde ai terminat? De ceva timp nu, dar
un impact asupra mea, pot să spun că l-a avut diriginta mea. Oh, ce frumos! Profesor de? Limba și literatura română. Din Galați? Da, doamna Viorica Isaia, o femeie extraordinară. Și domnul profesor Turcescu, Dumitru. Da, da, domnul profesor Turcescu, un om extraordinar, fiul meu îl adoră. Da, mereu îmi spune, mamă, aș vrea să fac pregătire cu domnul profesor, mă face să înțeleg anumite aspecte. Bă, da, domnul profesor este un profesor extraordinar. E motivațional, e... Și știe să pună problema astfel încât să înțelegi, indiferent ce tip de mentalitate ai sau ce tip de înțelegere, nu există să nu înțelegi. Da, este genul de profesor care îți repetă până înțelegi. Da, da, și schimbă de fiecare dată cum repetă. Da, și iubește ceea ce face și da, plus și elevii. Cam toți elevii care l-am auzit. N-am auzit un elev care a fost, unde a fost dumnealui profesor, să zică numai cuvinte de laudă la adresa. Păi nu, numai cuvinte de laudă la adresa domnului profesor. Este un profesor care n-ai cum să nu înveți chimia, cât de da, așa mi s-a zis. Păi într-o oarecare măsură datorită dânsului am dat eu bacul la chimie. Da? Da. Bravo! Și nu știu dacă e târziu să o menționez și pe profesora de matematică. Bravo, niciodată. Niciodată nu este târziu la nimic. Da, doamna Novac Mădălina, pe care cu această cale o salut. Ea a fost o profesoară extraordinară care m-a încurajat pe tot timpul liceului, pentru când mai aveam momente în care credeam că poate chiar o să pic sau ceva de genul, nu. Dânsa a fost mereu acolo. Da, uite, mă bucur să aud că foști elevi al unor diverse licee din Galați își aduc aminte cu drag și povestesc cu foarte mult respect și politețe de profesorilor. Da, nici n-aș avea cum altfel. Ai menținut prietenia cu colega ta care ți-a fost cea mai dragă din liceu, că bănuiesc că ai avut o colegă, o prietenă. Da, suntem prietene și în momentul de față. Nu te-a trădat? Nu a fost răutăcioasă? Nu, nu. Dar da, ținem legătura, suntem foarte apropiate. E studentă? Da, este studentă, am fost colege la arhitectură navală. Ah, și în continuare. Da, este în continuare. Eu am decis să plec. Asta este un lucru bun. Bucureștiul te-a schimbat? Îți dă o altfel de stare? Da. Concepție? Da, Bucureștiul schimbă concepții, mentalități, caractere, păreri, schimbă foarte multe chestii prin ochii mei ca și provincial. Este foarte diferit față de un oraș de provincie, pentru că te lovești de diverse chestii în fiecare zi. Diverse chestii, diverse comportamente, diverse situații. Ca să dăm un exemplu așa pentru tineri. Că... Diverse situații. Nu pot să dau neapărat un exemplu, pentru că sunt foarte multe, dar nu există zi în care să nu vezi ceva nou, ceva ce poate n-ai văzut în 20 de ani la tine în oraș. Diversi oameni cu diverse stiluri, cu diverse stiluri de a vorbi, stiluri vestimentare. Este cu totul diferit. Îndrum pe toți adolescenții să învețe, să-și urmeze ritmul vieții în altă parte, alături, să nu mai stea cocoloșiți lângă familie? Sincer, da. Din pentru că numai așa te poți dezvolta. Și am văzut cum este un an la facultate acasă, la mama, și am văzut cum este un an de facultate când mă întrețin singură. Și când eram la mama, eram bazată mereu că mama face, mama gătește, mama calcă. Acum toate chestiile astea m-au responsabilizat pe mine, pentru că știu că atunci când ajung acasă nu am doar de învățat și după să ies afară. Știu că am de băgat rufe la spălat, de călcat, de făcut mâncare, mai ales pentru că am și un regim care nu-mi permite să-mi dau comandă și chestii de genul. Dar asta m-a responsabilizat foarte mult. Ce mănânci tu într-o zi? De obicei, ne trezim. De obicei dimineața încep cu o cafea, da, decofeinizată de multe ori, alături de un ou, la prânz piept de pui cu salată și seara la fel, sau somon, mai alternez. Asta e ce mănânc în fiecare zi de-a lungul săptămânii. Ciorbă n-ai voie? Supă n-ai voie?
Ba da, dar nu-mi place mie să le mănânc. Adică nu este intensiv. Mănânci în cantități cât? Cât mânuța ta? Cât? Cam 50 de grame de piept de pui alături de 50 de grame de orez. Adică mai mult de 100 de grame nu ai voie. Nu, nu pot să mănânc mai mult. Asta e, da. Că ți-e rău. Da, mi-este foarte rău. Dacă depășesc. Asta e bine. E bine când merge la... Că nu mai consumi, nu mai cheltui bani pe atâta mâncare. Nu? Ai observat că de când s-a întâmplat lucrul ăsta, pur și simplu, ai făcut și economie. Da, sincer, da. Adică să merită să dai anumită sumă de bani, să-ți arăți, să-ți îngrijești trupul. Da, asta a venit la pachet și cu schimbarea totală a garderobei. De la... Orice la orice. Adică mi-am schimbat de la blugi, la bluze, la absolut orice. Până și accesoriile de păr, parcă nu mai îmi plăceau și le schimbam. Dar... Ți-ai schimbat și culoarea la păr? Puțin? Da, mi-am schimbat și culoarea la păr. Eram un șaten deschis, acum m-am blonzit. Da, cu șuvițe. Da. Foarte frumoasă ești. Mulțumesc. Este foarte bine. Și se vede că ești fericită, că ai zâmbetul mereu pe buze. Da. Și ai mare încredere. Da, nici nu știu cum am putut să stau înainte. Atât, nu știu, parcă voiam mereu să mă ascund în hainele largi, care să mă ascundă cât mai mult și să nu afișeze mai nimic. Dar de când ai început tu să te îngrași? Totuși erai adolescent, erai copil, adică... Cred că din cauza poftelor. Ieșeam seara în oraș, hai să mergem acolo, hai să mergem acolo și na, cu timpul s-au Și s-au acum când mergi în oraș? Acum mă uit la prietenii mei cum mănâncă sau uneori mai mănânc și eu, dar foarte puțin și doar așa de dragul vremurilor apuse. Uh-huh. Dar doar atât. Dar, de exemplu, ții minte când ai venit într-o zi la mine la birou, la cabinet, ți-era foame și ai vrut? Da, am vrut un cofrig. Da. Da, da, am rămas surprinsă, sincer, atunci. Da. Și tu zici că nu vrei și tu un covrig. Nu, că am covrigăria lângă mine, la cabine, lângă tribunal. Nu vreau niciun covrig. Da. Și de asta am rămas surprinsă. Da. Îmi era poftă. Da, uneori da. Pot să zic că mai am așa, dar cred că e mai mult pe fond psihic. Nu simt nevoia neapărat. Da, arăți foarte bine. Mulțumesc. Ai și altă grație și alt fel de care. Și felicitări. Mulțumesc. Da? Mulțumesc. Care este culoarea ta preferată? Cred că o să te surprind, Bia, dar o să zic că roz. Roz? Da. Ce? Și mie îmi place roz. Numai că fiul meu spune, mama, nu mai e timpul să te îmbraci cu roz. Iar eu am haine. Eu, de exemplu, am o haină de blăniță roz, care am dat o groază de bani și fiul meu, Ernest, chiar mă dojenește, spune, te rog, nu. Când sunt cu el, nu, sau... Bine, el este designerul meu, așa, din punctul ăsta de vedere. Nu, îmi place că e plăcut când ești părinte și nu, copilul tău. Nu, din punctul meu de vedere stă foarte bine. Da? Da. Stă foarte bine. Dar și dacă mă întrebi pe mine, nu, eu nu prea am haine roz, doar că îmi place uneori să mă mai accesorizez cu roz. Da, este o culoare frumoasă. Mie îmi place roz, îmi bombonel așa, mai ales vara, dar îmi place roz. Eu nu am bluze roz, am da, tot felul. Și chiar și așa, cum mi-am luat și roz așa, cum am pe negru. Același model de la aceeași firmă grecească. Mi-a plăcut. Da, nu, chiar e o culoare foarte faină. Da, eu... Uneori și unghiile mele mai fac roz. Da, îndulcește. Da, și dă o doză de feminitate din punctul meu de vedere. Da, bineînțeles. Îndulcește. Este o culoare plăcută, dulcică. Cum să nu? Viața în roz. Da. Dar uneori mai îmi cumpăr așa haine la impuls, roz, dar nu mă ating de ele, pentru că nu corelează cu stilul meu vestimentar. Ba, ți-ar sta foarte bine. Da, probabil, dar momentan îmi place foarte mult alb cu negru să le combin. Da, bine, și mie îmi place negru, dar îmi place și alb. Eu sunt pe alb, crem, sunt... Bine, îmi place verdele, îmi place albastru. Da, eu nu am o singură culoare preferată și aceea fiind rozul. Da? Da. Am mai avut o perioadă în care purtam foarte mult nude-uri, crem, dar cred că m-am întors tot la origini de alb și negru. Bravo!
Îți place să călătorești țările tale preferate? Da, place? Că... Sau în România, unde ți s-a întâmplat să-ți placă, să te fascineze cel mai mult? În România, sincer, nu am un loc, dar am în Grecia. Că avem o țară sincer, nu știu, mie mi se pare că noi avem o țară extraordinar da, de frumoasă. Da, avem, total de acord. Dar un loc preferat al meu din România este Palatul Parlamentului. Uite, poți ajunge acolo. Da, dar pot ajunge zilnic acolo, ca să mă încarc cu energie. Da? Da. Dar țara mea preferată și ce ține de peisaje, de oameni, de cultură, de gastronomie, de absolut orice, e Grecia, clar. Da? Da. Uleiul de măsline, da, cu salată, ca să se mănâncă. Mi-a adus aminte de o fostă colegă de facultate de la Iași, Olga Sofia. Da, ne făcea salate. Da. Tăiate cu bulețe, mărunt, cu brânză. Sunt fan salate. Da. Da, diverse, cu ton, cu salmon, cu... Da. Mie, sincer, nu mai îmi place somon, nu știu, gata, am trecut. Îmi place, dar gata. Probabil că am ținut și eu și mai țin, încerc și eu să țin dietă. Dacă nu și nu, când te-am văzut ce bine arăți, o să mergi cu mine în această călătorie. Merg cu drag. Da. Ia spune-mi tu, de exemplu, cum vezi tu cariera ca jurnalist sau ca om de televiziune? Că va trebui să faci și practică, să vedem pe unde și cum. Sincer, o văd ca fi una destul de greuță. Ți-ar place să lucrezi și pe ca regizor de imagine, să fii și prezentator? Da, vreau să încerc mai multe și apoi să îmi dau seama ce îmi place cu adevărat și ce aș vrea să fac. Să vezi regie, să vezi cum se filmează. Da, aș vrea să intru în această lume și să văd exact ceea ce îmi place ca să pot să fac de drag și să fac cât mai mult timp de acum încolo. Voi la facultate faceți și practică? Da. Da. Bravo, asta este un lucru bun. Și la noi se face. Avem Cătălin Neguiță, patronul televiziunii și profesor doctor universitar la Facultatea de Jurnalism din Galați. Duce studenți deseori la practică, la ETV, te privește. Televiziunea care îmbină plăcutul cu utilă. Oameni frumoși. Te consider mult mai frumoasă acum? Cred sincer. Că este greșit să zic, dar da, mă consider mult mai frumoasă. Dar nu este acum. Greșit, este foarte bine, pentru că erai frumoasă, dar acum ești mult mai frumoasă. Da, mă consider pentru mult mai frumoasă. Pentru că grăsimea acum. Nu face bine la nimeni, mai ales când ești tânăr, când ești adolescent, normal, au tendința, dar nu contează, au tendința de a bat jocorii. Da. Și asta vreau să... să scoată în evidență prin tine și tu, fiind și studentă la jurnalist, trebuie să insiști pe lucrul acesta, pe încrederea în sine, da? Și pe faptul că ai încercat să ții regim, nu? Am încercat, cred că, tot ce puteam încerca, doar că nu am putut. Nu am putut. Am decurs la... Unii oameni ar spune că este decizia cea mai simplă și cea mai ușor de ajuns, dar nu este. Din punctul meu de vedere, este cea mai grea decizie care poți să o iei, pentru că nu este ușor să te lași pe mâna unor oameni care, într-o altă țară, care, până la urmă, și la coadă, poți să-ți facă orice. Dar cu multă muncă de investigație înainte, asta ține și de meseria de jurnalism, asta am căutat, review-uri, am citit recenzii și m-am dus cu totală încredere. Mama a avut emoții? Da, mama a avut emoții mai mult decât mine. Ca orice părinte. Mama, când a auzit că vrei să faci această intervenție și tatăl a dorit și mama bănuiesc că și-a pus un semn de întrebare. Da, a zis că, hai mai mamă, să mai încercăm, hai să mai ții o dietă, hai să mai încercăm cu sală. Și am zis, nu, eu asta vreau, hai să rupem motanul în două vorbaia și să scap o dată pentru totdeauna de problema care m-a bântuit 21 de ani. Da? De da. Mică tu ai fost... Da, din punctul meu de vedere am fost plinuță de mică. Și în adolescență am avut și aparat dentar, eram... Da, dar ai acum o dantură foarte frumoasă. Da, mulțumesc. Este important. Da, de ce? Cei care nu apreciază faptul că sunt oameni care fac sacrificii să arate bine, este foarte important să ai dinții
Frumos, uite, și tu ai o dantură extraordinară, cum și eu. Eu merg la medic, fiul meu merge la medic, avem același medic stomatolog, îi mulțumim doctorului Dorneanu, un om extraordinar, nu există. Trebuie să, dantura este importantă și foarte bine că da, ți-ai pus aparat dentar, mă scuzați, așa. Este foarte important lucrul ăsta. Și eu, dacă va fi nevoie și văd că Ernest, deocamdată, Ernest are dinții bine, dar îi țin de aproape. Dacă va fi nevoie, punem aparat dentar. I-am și explicat și el își dorește lucrul ăsta. Pentru dantura mea, eu îi mulțumesc domnului doctor Alexandru Nicolau, da. care a fost extrem de atent și grijuliu, adică orice durere pe care o aveam și mă duceam de fiecare dată, a fost acolo să mă bibilească vorba din popor ca să fie totul în regulă, să fie totul cât mai confortabil, dar da, au existat dureri, pentru că n-are cum altfel, dar pot să spun că s-a meritat. Chiar marți am fost la domnul doctor Nicolau, este un ortodont, am fost la un stomatolog foarte bun, dar mereu am grijă de mine în general. Tot ce ține de mine este prioritatea mea numărul 1. Foarte bine. Foarte bine că ai grijă de tine. Asta ar trebui să facă fiecare om, fiecare femeie, să nu se lasă umilită, să nu se lasă batjocorită de un bărbat. Da? Da. Băiat. Pentru că e clar că ai fost și tu adolescență, probabil cu siguranță ai fost îndrăgostită ca toate adolescentele, că toată lumea trece prin etapele respective. Da, păi dacă n-am trece prin ele, n-am definit ce suntem aici. Eu, sincer, da, mă bucur că nu am trecut prin chestiile astea. Am și fost slăbuță de mică, acum m-am mai împlinit de vreo 3-4 ani, recunosc, dar și mănânc dulciuri, nu știu cât oameni mănâncă dulciuri, cât mănânc eu la orice oră. Încerc să nu mai mănânc la orice oră, că m-am îngrășat, recunosc, și trebuie să avem grijă de noi, dar în același timp e o idee foarte bună faptul că există astfel de operații, faptul că ți-a dat încredere în tine, da. Da? Și nu cunosc sentimentul ăsta din adolescență sau, pentru că dacă eu și că l-am născut pe Ernest, l-am arătat bine, adică am fost. Eu am fost ținta bazocurilor de mică și grăsuță și cu aparat dentar. Îmi dau seama și tocmai de asta te felicit că ai avut curajul și felicitări. Ești o femeie extraordinar de frumoasă. Mulțumesc. Te avantajează și înălțimea, ai o dentiție foarte frumoasă. Mulțumesc. Un corp frumos, ești finuță, ești distinsă și mai ești și deșteaptă. Mulțumesc. Da, și mai ești și politicoasă. Asta este important, pentru că politețea îți va deschide cheia către succes și ambiția. Mulțumesc. Și să te menții mereu așa, blândă și politicoasă. Normal. Și să te iubești pe tine. Da, clar. Pentru că este important și să întotdeauna să înveți ca să ajungi cea mai bună variantă ta. Da, asta e țelul meu în viață. Da? Da. Să fiu cea mai bună variantă a mea. Cu gândul ăsta am plecat la București. Să fiu cea mai bună variantă a mea. Și educația, cititul. Deci citiți, dragi tineri, cărțile sunt importante. Eu citesc de pe laptop, de pe calculator. Altfel, o carte este important. Îți îmbunătățește vocabularul, viața. Este altceva. Și stați lângă oamenii deștepți. Pentru că un om deștept întotdeauna îți va aduce numai lucruri. Un om inteligent, un om educat, mă refer. Așa, fiecare se consideră inteligent și deștept. Dar asta nu este la îndemâna oricui. Dar prin perseverență poți ajunge să fii un om educat și bine dotat, intelectual. Niciodată să nu îți faci griji și mai ales un om care are încredere, ca să-i spun și fiul meu Ernest, întotdeauna un om care are încredere în el și întotdeauna un om trebuie să stea cu capul sus. Cu capul sus și să ai, înveți de la orice om, bineînțeles, dar întotdeauna când ai un om sau un coleg mai inteligent sau mai bine pregătit pe un domeniu, trebuie să-l admiri. Pentru că este de admirat astfel de comportamente umane. Și de asta, să nu pară rău niciodată. Și eu te admir că ai avut curajul să spui în această emisiune, încă o dată, mă repet, faptul că te-ai simțit batjocora unor băieți.
că nu cred că fete, sau posibil și fete, că posibil și fete, pentru că și fetele sunt răutăcioase, dar întotdeauna să, faptul că ai, te-ai reinventat, faptul că te-ai, ai avut un echilibru și un factor important a fost tatăl tău și mama, bineînțeles, dar tatăl tău a fost cel care s-a decis, bravo, da. Tații de fete, bravo. Mai sunt și tați care, într-adevăr, au grijă de proprii copii. Da, cred că tata a conștientizat înaintea mea problema, pentru că, na, de la plinuț mai este un pic până la obezitate, să o spunem pe aia dreaptă, și da. A conștientizat el pericolele care puteau să mi se întâmple, și că probabil există o grămadă de probleme, adică te probleme cu tensiune arterială, diabet, diabet zaharat, insulinodependent. Sunt mai multe și asta este și vorba tatălui meu, omul gras e și frumos, dar nu e chiar așa. Nu, no, într-adevăr, un trup frumos întotdeauna stă anumite avantaje în viață și încredere, da? Da, chiar da. Adică văd diferența de cum mă simțeam eu în septembrie înainte de operație și diferența cum mă simt acum. Mai ales că vine vara, mergi la mare, da. Ai încredere, da, este bronzată, o rochie. Total colosală, adică nu se compară cu absolut nimic. Deci încrederea care am căpătat-o eu în mine este ceva incredibil. Adică mă simt efectiv că pot face orice și într-adevăr chiar pot face orice. Și ai mai multă energie? Da, am mai multă energie. Bine, asta se datorează și stilului meu de viață. Dorm 7-8 ore, dar nu niciodată mai puțin de atât. Pentru că țin foarte mult la aspectul meu și la sănătatea pielii mele și la sănătatea corpului meu. De asta am grijă ce mănânc, la ingrediente, la tot. Da, este un stil de viață foarte. Și ai încercat să-i induci și mamei stilul ăsta de viață? Am încercat, dar mama l-are pe ei făcut. Bine, în justiție nici n-ai cum să ai altfel de stil, pentru că este foarte mult stres, citit, scris, mereu. Chiar este, cine nu lucrează în domeniul justiției, nu că ne plângem, că mie îmi place ceea ce fac, este profesia mea de bază, a fi avocat este un lucru extraordinar, mi se pare cea mai frumoasă profesie. Dacă ar fi să mă nasc încă o dată tot profesia de avocat, mi-aș alege. Mi se pare, pentru că cunoști oamenii, îți dai seama cum sunt oamenii și plus am realizat că toți oamenii sunt... diferiți? Nu, toți oamenii sunt buni. Eu nu-i văd răi. Doar că lipsa de iubire, sincer, asta am observat eu, i-a făcut pe unii să comită anumite lucruri în viața lor. Și lipsa de ambiție, lipsa de conștiință, pentru că conștiința ne ghidează să comitem anumite infracțiuni. Asta am observat eu vis-a-vis de anumite ramuri ale dreptului. Da? Că în drept penal, altfel se pune problema, în drept administrativ, uite unde m-am dat pe contencios, altfel se pune problema, în drept civil, altfel se pune problema, sunt noțiuni, sau dreptul familiei, sunt noțiuni distincte. Da. Dar am conștientizat că fiecare om este frumos în felul lui. Eu nu văd oamenii urâți, sincer, doar văd oamenii care nu au conștiință, nu au o anumită educație în sensul de curățenie. Pentru că curățenia și să fii un om îngrijit este cea mai mare, nu știu, beneficiu care ți-l faci ție ca și om. Nu se mai pune accentul pe curățenie. Decât să ai 10 haine, tu ne ai 3-4 haine, da? Dar curate. Pe miros. Pentru mine miros este important. Este important. Recunosc. De mic am... Pentru mine este cel mai important lucru curățenia și mirosul. Deci sunt. Și politețea, iar este... Iar pentru mine oamenii politicoși și oamenii cu foarte mult bun simț, sau mă rog, cu bun simț, sau meriți și cu dragoste de Dumnezeu, pentru că în momentul în care... Îl iubești pe Dumnezeu sau ai o credință, nu contează de religie. Pentru mine, religia mea este iubirea, sincer, așa văd eu.
nu am de ce să mă feresc, știi? Așa și la tine. Totdeauna să vezi, nu știu, eu îi văd frumoși pe toți, adică singurul lucru care îi văd așa, care nu-mi convin, anumite aspecte, este cu mirosul, pentru că unii nu știu, dar conștientizez că mirosul lor în tribunal, da, este datorită, nu știu, educației. Educației? Sau conștient, da, pentru că n-au o educație a curățeniei. Nu au fost, asta observ eu. Dar să-ți iei un săpun și să fii curat, sau a mirosului, nu știu. Poate că n-au mirosul, nu știu, asta observ eu. Dar în rest, oamenii nu sunt răi. Da, nu sunt și răi. Și faptul că sunt, întotdeauna, oamenii care vorbesc urât sau îți aduc ofensă, sunt oamenii care suferă de iubire. Probabil. Tu dacă, probabil, dacă, care au fost răutăcioși cu tine, acei oameni, copii, adolescenți, colegi, fii sigur că dincolo de interiorul lor aveau niște frustrări. Ah, dar întotdeauna am fost conștientă că da? Vorbele acelea nu erau pentru mine. Da. Chiar dacă te-a durut, pentru că te doare, n-ai cum, suntem oameni. Da, atunci eram și mică, nu știam cum să gestionez chestiile astea, dar... Dar acum, faptul că ai avut curajul, te-ai reinventat, da. Ai renăscut ca pasărea Phoenix, bravo, felicitări! Mulțumesc! Ce să da. Zic? Într-adevăr, chiar este o schimbare majoră. E o schimbare wow și la păr și la corp și în atitudine. Da. Și în încredere. Și asta înseamnă că trebuie să profiți de faptul că Dumnezeu te-a înzestrat cu o fizionomie frumoasă. Da, mulțumesc. Da? Și că ai, și la, ai avut noroc și de părinții tăi și că au fost alături de tine. Și da. Sunt alături de tine. Iar tu trebuie să fii și tu ambițioasă, să-ți duci proiectele până la sfârșit, să înveți, să realizezi că cea mai bună, mă rog, greșit spus, armă, să spunem, împotriva celor care ți-au fost și pentru tine. De fapt, tu o faci pentru tine, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Și nici nu trebuie să te intereseze ce zice, ce spune cineva. Pe tine trebuie să te intereseze cum te simți tu și să faci ceea ce îți place. Că dacă îți faci ceea ce îți place, sigur vei avea succes. Indiferent de domeniu social, profesional. Normal. Și dacă ești bună la suflet și universul este așa pentru tine, nu există și niciodată să nu videezi pe nimeni că n-ai de ce. Pentru că ție ți-a dat. Nu, suntem oameni fără să vrem. Știi? Niciodată n-am simțit... Asta e bine, că... Nu, niciodată n-am simțit nevoia să fiu invidioasă pe cineva. Și să fii bună. Pentru că bunătatea... Îți spun, există o lege a compensației. Eu vă spun pe propria piele. Am văzut lucrul ăsta. Faptul că am făcut numai bine în viață și n-am răspuns cu rău la rău și nici nu o să răspund niciodată cu rău la rău, cu toate că pot să răspund, dar nu, este departe de mine gândul ăsta, nici nu-mi trece și nici nu vreau și nici nu-mi doresc. Iar când văd că oamenii care sunt răutăcioși, că și noi avem un domeniu, îi compătimesc. Așa și la tine. Niciodată răutățile nu o să fie despre noi, părerea mea. Părerea mea este că niciodată un om care spune ceva, probabil cu tentă ofensatoare, nu o să fie neapărat despre mine, cât sunt transpuse trăirile omului respectiv în cuvinte. Și doar eu am ghinionul de a fi acolo. Dar atât. Asta este singura chestie care pe mine mă ajută să... Eu, sincer, chiar cred că așa e. Este doar... Sunt doar frustrările unui om. Atât. Și răutățile. Da. Lipsa dar de iubire e fan. La finalul zilei, tot tu cu tine ești. Prietena ta ce a spus când te-a văzut? Prietena mea cea mai bună? Da. Am una singură. Da. Și... Care e la nave, nu? Nu. Prietena mea cea mai bună este anul 4 la inginerie medicală. Oh, ce frumos! Prietena mea ține foarte mult la mine. În timp ce încă eram sub anestezie, îi dădea mesaj mamei și o întreba: Diana, ce face? S-a trezit? Mm-hmm. Nu s-a trezit? Să-i spuneți să mă sune când se trezește. Adică este un om care ține foarte mult la mine și mi-a fost alături. N-am cuvinte.
Da, asta este un lucru foarte bun. N-am cuvinte să-i mulțumesc pe această cale. Mereu m-a acceptat de fiecare dată cu toate deciziile mele, dar când a auzit că mă operez, n-a făcut nimic altceva decât să mă încurajeze, să se bucure pentru mine și să zică du-te, fă-o, meriți, du-te. Asta e un lucru bun. Da, eu chiar sunt foarte recunoscătoare că e în viața mea. Uite ce frumos, recunoștință. Recunoștința este iar o stare de bine, vibrație bună. Da, este o fată cu care rezonez foarte mult din foarte multe puncte de vedere. Asta este bine. Da, într-adevăr, da. Cum sunt profesorii la Facultatea de Jurnalist de la București? Cum ți se par? Mi se par... Cel puțin doamna profesoară Alexandra Enescu este o profesoară extraordinară. Este profesor de? De introducerea în sistemul mass media. Am făcut eu cu dânsa. Este o profesoară dedicată, pasionată de ceea ce face. Are dar de a fi profesor, de a fi mentor. Este un om implicat în ceea ce face. Este un om pasionat de jurnalism, care se vede și... A știut foarte bine să se impună și să-și facă materia interesantă în ochii noștri. Și pentru acest lucru are o mare valoare. V-ați format așa un grup de colegi? Da, suntem destul de apropiați ca și clasă. Da? Da. Pentru că totuși sunteți în anul întâi. Da. Majoritatea... Am mai auzit povești care nu se înțeleg cu colegii de clasă. Eu, sincer, mă înțeleg foarte bine cu toți. Chiar sunt niște oameni foarte ok, foarte mișto. Da? Da. Ce ți-ar place pe viitor, în afară de carieră, să mai faci, să spunem, bun, televiziune, asta am înțeles, jurnalism? Cred că aș vrea să, ce ține tot de publicitate, aș vrea să popularizez afacerea familiei mele. Nu am înțeles. Asta aș vrea să fac pe planul 2, dar pe primul plan este jurnalismul. Asta este, da. Și ce le recomanda fetelor, adolescentelor, mai grăsunele? Să încerce diete, sport, și antrenor. Și să aibă încredere. Da, să aibă încredere că eu acum sunt un exemplu fericit că am avut posibilitatea de a mă opera. Dar sunt foarte multe fete pe internet, pe Instagram, pe Facebook, care au reușit să slăbească un număr mai mare de kilograme pe care le-am slăbit eu cu ajutorul operațiilor, cu ajutorul operației, prin sport și dietă. Dar asta ține foarte mult de voință și de cât de tare ești de tu determinat. Dar asta ar fi sfatul meu pentru fetele care se confruntă cu problema kilogramelor. Dar sfatul meu pentru fete în general este să aveți să aibă foarte multe, foarte multă încredere în ele, că pot face absolut orice. Absolut orice. Bravo! Mai avem 10 minute și termină emisiunea. Părinții tăi ar dori să facă și ei operație? Mama, de exemplu. Nu, mama nu. Ea ține dietă. Da, și tata la fel, nu cred că s-ar opera. Nu? Nu. Nu, dar în schimb... Dar în apropiații tăi... Da, o prietenă foarte bună de-a mea pe care o salut și urez multă sănătate. Și se știe cine este. S-a operat și ea, chiar, dacă nu mă înșel, chiar azi. Este în Istanbul și se operează. Da. Și... chiar am reușit să o conving, i-am arătat absolut, i-am spus tot și am ajutat-o pe această cale și s-a operat și ea. Bine, la momentan... Da. O să ne spui și... O să-i urmărim evoluția și Cristinei. Da, foarte bine. E tot din Gălățeancă sau da, e... Da, da? Este, a terminat facultatea la Cluj. Da, și avea nevoie de încredere. Da, și eu cred că am fost... A mers cu un soțitor? Sau? Da, cu mama ei. Ah, fiecare. Da, fiecare cu mămica. Este un lucru extraordinar. Da. Băieți, erau mulți oameni la acest spital? Sincer, eu n-am văzut.
Am fost, sunt doar... E un spital mare, mic? Este un spital, nu o știu... O clădire? O clădire nu foarte mare, cred că pe 5-6 etaje, dar pe palier, nu știu, nu am văzut alți oameni în afară de mine. Acum nu știu că ar fi pe secții, habar n-am. Dar din câte am văzut, din câte am vorbit cu traducătoarea, mi-au spus că vin foarte mulți români să se opereze de gastric sleeve. Și n-are consecințe, ai studiat, fiind și la jurnalist, bănuiesc că da, am studiat, dar nu este nimic a ieși din comun. Adică singura... nu sunt consecințe pe... Pe termen lung, da. Poți să dai în extrema cealaltă, cum se spune, adică. să în anorexie. Au. Dar singura restricție pe care poți să o am este că ca fată nu ai voie un an de zile să rămâi însărcinată, dar nu este planul meu pe următorii 10 ani. Ei, nu fie așa. Niciodată să nu. Un an de zile, da. Dar nu știi viața în ce împrejurări. Da, corect. Doar că vreau să mă țin foarte mult de principiile mele de viață. Și un copil este bine venit. Adică până în 30 de ani este bine să ai un copil. Eu mi-am pus așa o limită 33. Că nu e bine să fii niciun părinte, dai seama, bătrân. Bine, pentru fiecare copil, fiecare părinte este tânăr. Dar este bine să... Da, nu știu, nu... Pe această cale nu pot zic că m-am pregătit foarte mult, nu m-am gândit foarte mult la această chestie, nu mă gândesc pentru că nu-mi doresc. În prezent nu ești îndrăgostită? Nu. Nu a venit niciun făt frumos în viața ta? N-a venit în pentru prezent că nici nu ești... caut. Dar nu trebuie, că să vine dragostea, nu e pe căutate. Nu, pentru că am foarte bine stabilit țelul meu și nu pot să mă decline nimic. Nu văd nimic altceva. Crezi în zodii? Da, ce zodii ești? Eu sunt balanță. Oh, zodie de aer, ca și mine. Eu, bine, fiind vărsător. Deci crezi, ți-ai studiat zodia. Da, știu și ascendentul. Ce ascendent? În scorpion. Oh, da. O combinație foarte bună. Da, scorpionii sunt oameni foarte buni, echilibrați, dar și tăioși. Să nu furi niciodată un scorpion, că nu ești bine din, da, clar. Din viața lui. Da. Mama este scorpion. Da? Da. Eu am prietene scorpion și raci. Copilul meu este rac cu ascendentul scorpion. E apă. Dar am prietene, Antoneta. Uite, Cătăline Goiță. Iar este scorpion. Gabi Chifu, scorpion. Uite, mama ta, care mi este apropiată. Scorpion. Aluna Radu, scorpion. Sunt oameni extraordinari. Antoneta Crudu, cred că am numit-o. Sunt oameni extraordinari. Dar și tăioși, radicali. Da, da, eu sunt, pot să mă identific ca un om radical. De Ernest nu este radical, chiar dacă e rac. Nu e radical. Eu sunt. Bine, acum eu l-am și educat să nu fie radical, să fie diplomat, dar altfel, să iubească oamenii, să fie plăcut. Bine, Ernest e foarte darnic, copilul meu. Dar asta e, dacă așa e. Bine, și noi suntem darnici din fire, ca și oameni, adică ospitalier, la noi oricine intră în casă, îl pune la mască, vrea că nu vrea, ce avem, noi îl servim. Păi așa este. Așa, nu. Păi și dacă îmi pare o vecină, să spun, la scara alăturată și vrea să mă întrebe ceva, sunt în relații bune, îl pun la masă când stăm de vorbă. Așa ne e felul. Da. Da, ai și tu prietene care stau cu tine, nu? Acasă, vin, că tu stai la casă și... Da, da. Vin, dar cel mai mult ne întâlnim în oraș. Mai mult conviețuiesc la București cu colega mea de cameră. Stai în apartament sau la cămin? Nu, stau la cămin. Foarte frumos, te felicit și eu am stat la cămin. Cea mai frumoasă viață de student este să fii la cămin. Ca să fiu puțin mai exactă, eu nu stau la un cămin de stat, stau la un cămin privat. Nu contează, e cămin. Dar este o diferență dintre căminul de stat și căminul de... Da? Este o diferență colosală. Cât costă la un cămin privat? Uite, când am discutat și chestiile astea studențești. Că mai avem 5 minute și nici nu știu când a trecut emisiunea. Am vorbit și eu și tu. Și un cămin privat în București, nu o să-i dau numele, costă în jur de 2400 de euro pe an.
Pentru că se face plata anuală, așa este politica. Euro? Euro, da. Asta ar veni cam 120 de milioane, 12.000. Da, ceva de genul. Dar în acești bani sunt incluse apă, curent, electricitate. Adică 12 milioane pe lună, cam 15 milioane pe lună. Ar veni cam 200 de euro pe lună. Da. Ceva de genul. Și în caz de se întâmplă ceva, nu știu, la noi în cameră s-a întâmplat să cadă corniza. Au venit ei și au reparat absolut orice. Avem cantină în cămin, sală de fitness, spălătorie. Este ceva... Toate în același preț? Da, 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 sunt în adică același... Adică și lumina și da, 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 sunt inclusive. Nu mai plătesc nimic altceva în afară de acești bani. Oh, e minunat. Da. Și mașina de spălat, doar detergentul ți-l aduci tu? Da, mașina de spălat a fost o utilitate pe care eu am cerut-o în cameră. Și pentru asta am plătit. Și pentru internet în cameră eventual plătești, dar pentru strictul necesar este tot ce trebuie. Este minunat. Da. În cămin cu mai multe nivele. Da, sunt 3 blocuri a câte 11 etaje. Uau, ce plăcut! Chiar minunat! Tu o să fii student, bine, faptul că și părinții, dar există posibilitatea și tu ca student să lucrezi. Nu? Da. Adică poți să ai posibilitatea. Da, am lucrat un timp. Da, nu. Adică există posibilitatea ca un student care nu, părinții nu își permit, nu toți părinții își permit poate să țină la cămine private. Da. Da? Dar există posibilitatea ca și studentă sau student să muncești, că se găsesc. Da, este piața super saturată. Și nici nu știm când s-a terminat emisiunea. Stimați telespectatori, am avut-o alături de noi pe studenta în anul 1 la Facultatea de Jurnalist din București, Diana Maria Borducea. Îți mulțumim! Cu drag! Și te mai așteptăm și îți urez mult succes! Mulțumesc! Și o viață minunată! Mulțumesc! Și nu uita că dăruind iubire, o să primești iubire și cheia succesului este ambiția. Clar! Da? Cu cât ai mai multă ambiție și iubire, cu cât îți vei îndeplini mai bine planurile. O seară minunată, oameni frumoși! La revedere!